am lucrat, ia să vedem, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 de rânduri am mai lucrat eu, cu ambele fire, unul alb, unul albastru. Deci m-am dus până la înălțimea, de la umăr. De la umăr sunt deja la, până la 31 de centimetri. Deci mai am de lucrat la proiectul meu, dar de aici încolo voi lucra cu două fire albastre. Deci aici cu două fire albe, aici cu un fir albastru și unul alb. Și aici o să fac cum am făcut și dincolo, ultimul ochi. O să lucrez cu cele două fire albastre. Așa. Dar las un pic mai lung, că nu știu cum o să prindem lucru, probabil. Da, am zis să fac o singură fără Andreea, dar nu e. Grava strică treaba, întotdeauna. Deci, ultimul ochi am zis că îl fac cu albastru. Pentru că îl voi lua nelucrat în următor. Vă rog să-mi scuzați cuvântele. Și de aici încolo, dus întors, până la lungimea la care vrem noi să facem lucrarea noastră. Deci, primul ochi luat nelucrat și în continuare dus întors. Tot cu ochiul numai pe față, tot punctuleraș, dar cele două fire, ambele fire albastre, de aici încolo. Continuăm până la lungimea la care vrem noi să ajungem la proiectul nostru. Și am lucrat cu culoarea albastră până la lungimea de... am 46 de centimetri și eu zic că este suficient pentru proiectul meu de acum. Așa. Acum vom încheia. Fiind modelul arătând la fel și pe o parte și pe alta, nici nu are importanță care e fața. Nu acum trebuie hotărât care e fața, doar atunci când vom face marginile. Deci vom face încheierea clasică, adică așa voi face eu. Încheiat. Deci. Deci luat două ochiuri odată, scos prin amândouă. Apoi, ochii de pe Andreea dreaptă îl punem înapoi pe Andreea stângă, iar din două facem unul, îl punem înapoi, din două facem unul și așa facem până la sfârșitul rândului, până scădem toate ochiurile. Deci, ochiul de pe Andreea dreaptă îl punem înapoi pe Andreea stângă și scoatem firul prin două odată. Din două am făcut un singur ochi. Îl punem și facem lejer, ca să nu se tragă lucru, da? Și așa continuăm până la sfârșitul rândului. Și după ce am terminat de încheiat de la un capăt la altul, uitați, dacă am încheiat lejer, deci n-am strâns foarte tare, e uniform de la un capăt la altul. Și lărgimea pe care o are pe aici, pe la mijloc, aceeași este și jos. Acum vom lua ochiurile de aici, o să vedeți de ce am început cu altă culoare. Cu Andreea vom băga în fiecare buclă care s-a format, dar în cele albe. Cu Andreele mele groase așa și așa băgăm ochiurile de la un capăt la altul și apoi vom tăia firul acesta colorat. Vom lucra direct cu ochiurile, se vede mult mai bine decât dacă am fi luat din lucru apoi. Se lucrează mult mai ușor așa. Deci și băgăm toate ochiurile de jur împrejur, toate buclele, în toate buclele acestea albe. Vedeți că e ușor de văzut și ușor de agățat. În aceeași direcție, dacă am pornit de jos în sus, de jos în sus băgăm până la capăt. Toate ochiurile până în partea asta altă, până aici. Și am băgat Andreea de la un capăt la altul. Și acum, înainte de a începe să lucrăm gulerul sau gluga, la fiecare după caz, mai avem o parte migăloasă de făcut. Deci cu un foarfec trebuie să tăiem fiecare buclă de
cața colorată trebuie să aveți grijă să nu tăiem din firul din lucru. Deci doar firul colorat. De aceea e bun un fir, un contrastul să fie mare, adică cum am pus eu, albastru pe alb. Dacă lucrați cu, ce știu eu, cu o altă culoare, lucrați cu blămarem, puneți firul aici deschis la culoare. În așa fel încât să nu existe riscul să tăiați și apoi partea din spate, uitați. Ce frumos. Și rămân ochiurile pe... Doar ochiurile pe Andreea. Este foarte ușor. Mai ales că proiectul acesta este un test pentru că vreau să fac un cardigan. Și uitați, mi-am dat seama că e un picuț cam larg la gât. E mai larg decât mi-aș fi dorit. N-am mai tricotat cu raglan și de asta am zis întâi să testez cu o vestă care e mai puțin pretențioasă. Vedeți că dacă nu-i tăiat cum trebuie, ține. Și tăiem până la capăt. Mi-a mai rămas un firicel aici. Și așa facem până la capăt. Tăiem tot firul. Deci aici unde sunt buclele și pe partea asta se scot. E mult mai ușor pe partea asta, dar trebuie una câte una. Un picuț de răbdare. Hai că dacă și eu aș avea un picuț mai mult de răbdare, n-ar fi. Uitați, ca să fiu sigură că am prins firul corect. Da? Și apoi pe spate, uitați ce frumos se trage. Și astfel continuăm și tăiem tot firul albastru. Firul colorat. Și am îndepărtat firul colorat de la un capăt la altul și acum vom începe și vom lucra. Eu voi lucra tot cu același punct, deci tot cu punctul leneș. Tot cu ochiuri luate numai pe față, aici primul ochi îl lucrez și las firul lung pentru că nu știu cum voi face, cred că îl voi prinde în lucru, cu siguranță, de fapt. Și, de regulă, când se trece de la partea de lucru la glugă, se înmulțește, dar eu am 80 de ochiuri aici și eu zic că este suficientă gluga de lărgime aceasta de 80 de ochiuri. Și o să testez și nu o să mai înmulțesc, nu o să înmulțesc. Deci așa am luat ochiuri, așa le fac. Deci o să fac rânduri doar pe față, dus întors. Sper să fie bine, să nu fiu nevoită să desfac. Pentru că la gluga mea tricotată, cea pentru adult, eu aveam 70 de ochiuri acolo. Bine, la care am înmulțit pe laterale, dar era totuși pentru capul unui adult. Deci i-am zis că aici nu o să mai înmulțesc, o să merg cu cele 80 de ochiuri. Până la înălțimea la care vrem să facem gulerul sau gluga. Deci cu ochiurile acestea lucrăm dus-întors, dus-întors, atât cât vrem noi. De, cât de mare vrem să facem gulerul, dacă vrem să-l lăsăm guler, pentru că s-a așezat foarte bine și făcut... cred că o să mă opresc la un moment dat și o să vă arat cum vine, dar are continuitate și se vede foarte bine. Ne luând din... și cred că mergea să fi început pe partea cealaltă și cred că așa am să fac. Uitați, pentru că aici îmi rămâne eu un rând pauză. Și cred că încep în partea cealaltă. O să deșir, uitați, desfac, dau ochiurile înapoi. Deci nu e niciun fel de problemă. Întotdeauna când facem, eu cel puțin am lucrat pentru prima dată modelul acesta, deși pare banal, ușor. Așa, lucram din gât când eram mai tânără, dar cred că făceam mai mult din instinct decât din calcul. Acum sunt o grămadă de calcule făcute de alții, după care ne inspirăm cu ușurință, dar tot pentru că diferă și tipul de fir și lucrătura și andrele și nu iese, adică nu putem copia identic, adică copiem identic, să facem identic ca cineva, nu putem copia și uite, mi-am dat seama că nu e bine din capătul ăsta pornit, ci din capătul celălalt, ca să se vadă frumos. Ca să aibă aceeași continuitate modelul. Și dacă vreau să lucrez, puteam să fac, dar să lucram invers, cu ochiuri pe dos. Și nu vreau, vreau ca să lucrez tot cu ochiuri pe față, că mi este mai la îndemână așa. Sunt niște andrele un picuț mai vechi și trecerea e un picuț mai greoaie. Ia să vedem, dacă pornim din partea asta la altă, cum se vede. Da, așa e bine. În partea asta.
Deci am început din capătul celor ca să vedeți că acolo se vedea, era ca și cum aș fi făcut două rânduri pe față. Așa, ea are continuitate perfectă. Deci lucrăm, dacă e guler, de 10-15 cm și apoi încheiem și lăsăm gulerul. Așa, dacă vrem să facem glugă, până lucrăm până la înălțime, eu știu, 20 de cm, ceva de genul. O să măsor și o să vedem. Oricum, lucrăm dus întors cu ochiurile luate de aici, de pe, din lucru nostru, deci, care au fost lăsate de la început special pentru a continua așa. Și am lucrat dus întors, ia să vedem, deocamdată. Se vede un picuț, dar de fapt de deasupra mânecii pot să măsor. Am 20 de centimetri, dar să știți, pentru că este curbat la spate, este destul de adânc pentru o glugă, mai trebuie lucrat. Dar poate sunt persoane care vor să facă doar cu guler. Deci cu un guler mare pe spate. Atunci ar trebui să închidă și lăsat doar gulerul care să vină pur și simplu așa. El va veni așa, o parte și pe alta. Iar aici merge pus ori fermoar, ori făcută bentiță, ori cu andrelele, ori cu croșeta. O bentiță suprapusă cu nasturi. Deci pentru cine vrea doar cu guler, gulerul acoperă, să știți, aproape umerii, este suficient și poate să închidă. De fapt, noi chiar 20, nu chiar 20 de centimetri, uitați dacă fac aici așa, vreo 18, dacă trag de el. Acum depinde fiecare cum vrea. Eu o să fac glugă, dar mai am de lucru. Cred că o să se ducă după 25 de centimetri, mai mult. Pentru că v-am spus, e destul de adânc în spate, pentru că n-am făcut raglan anatomic și ca să se ridice, deci undeva la nivelul gâtului, se mai duc vreo 10 centimetri de aici din spate. Deci de aici încolo e gluga, practic, de la gluga de la baza craniului în sus. Deci mai am de lucru clar destul de mult. O să probez pe manechinul meu și când, deci o să mai am de lucru destul de mult. De aceea este bine atunci când lucrați pentru cineva, bun ar fi să și aveți cum să măsurați ca să vă dați seama cam cât mai aveți de lucru. Continuăm dus întors dacă vrem să facem glugă. Și am lucrat dus întors toată înălțimea la glugă. Dacă ar fi fost mai puțin decupat în spate, înălțimea ar fi fost un picuț mai mică, dar pentru că el e adâncit, e răscoit, așa să mă exprim corect, destul de mult în spate, am avut nevoie să lucrez un picuț mai, adică să fac un pic mai înaltă gluga. Deci am făcut până la 26-27, aproape 27 de centimetri. Dar voi puteți măsura, eu am măsurat pe un manechin pe care l-am în casă. Înălțimea manechinului meu este a unui copil cam de 11-12 ani, ceva de genul ăsta, adică destul de înăltuț, destul de mare. Și acum am împărțit ochiurile în două, voi încheia. Mai ales că ele arată la fel pe ambele părți, nici nu are importanță care este fața. Dacă voi aveți vreo parte preferată, ce știu, poate ați avut noduri lăsate, în sfârșit. Am dat ochiurile în două, adică am scos, am 40 pe o parte, 40 pe o parte, am scos andreaua exact pe mijloc, aici. Pentru că voi încheia direct. Și aducem ochiurile aici în față, avem nevoie de o andreea ajutătoare. Am mai arătat eu la căciulele tricotate cum se face încheierea aceasta, este simplă și arată și foarte bine. Avem nevoie de o andreea ajutătoare. Așa. Deci cu andrea ajutătoare care o am la îndemână. Deci am firul, cele două andrele, deci ochiurile jumătate sunt pe parte, jumătate pe parte. Am scos firul exact la mijloc. Așa, și vom începe. Deci întâi băgăm andreaua pe un ochi de pe prima andrea, un ochi de pe cel de-a doua. Și scot firul prin amândouă. Dau drumul la ochiuri. Continuăm. Un ochi de pe prima andrea, un ochi de pe andreaua următoare. Scot prin amândouă. Le dau drumul și cu una din andrele, primul ochi, îl trag peste cel de-al doilea. În felul acesta am făcut deja o încheiere. Mai departe. Pe
procedăm exact la fel. Un ochi de pe prima Andreea, băgăm pe un ochi de pe Andreea cealaltă, a doua Andreea, și scot firul prin ambele. Da? Și acum le dau drum la ochiuri, iar ochiul care a fost format îl voi trage peste acesta nou. Iar îmi rămâne un ochi pe Andreea din dreapta. Băgăm Andreea din dreapta, unul de pe prima Andreea, pe sub unul de cea de-a doua Andreea, scot firul prin amândouă, apoi le dau drumul, apoi cu trag ochiul de pe Andreea dreaptă peste acesta nou format. Și așa facem până la sfârșitul rândului, până terminăm ochiurile, de 20 de ori. Că avem, nu, de 40 de ori, că avem 40 și 40, da. Până terminăm ochiurile. În felul acesta se încheie și arată și foarte, foarte, foarte bine. Nu mai e nevoie să coasem, să încheiem și să coasem altfel, apoi. Și astfel juga noastră este gata. Uitați ce frumos se vede. Se vede super, super. De obicei, încheierea aceasta e pe dos. O las pe dos, pe partea cealaltă. Îmi place cum se vede, se vede mai bine. Continuăm până terminăm de încheiat toate ochiurile. Și am terminat de încheiat lunga. După cum vă spuneam, se așează super, super, super după ce e încheiat așa. Și acum, eu am făcut pe o parte. Poate fi făcut cu andrelele sau cu croșeta. Eu am ales să fac cu croșeta. Mi se pare că are o ținută mult mai bine, mai bună pe margini, dar acum depinde de fiecare. Sunt persoane cărora nu le place să lucreze la croșeta și lucrează doar cu andrelele. Și atunci se iau cu andrelele ochiuri din lucru. Deci cu andrelele, pentru cine vrea să facă cu andrelele, ia firul și pornește dintr-un capăt și bagă și scoate firul pe aici. Vorbi de undeva, de la... Eu vă arăt pe lateral, dar de obicei de la subțior, acolo să fie îmbinarea. Ați așa că văd că nu mi s-a gață firul. Și pur și simplu. Apoi luat și băgat unul după altul. Cred că cu croșeta mi s-ar agăța mai ușor. Mie îmi place mai mult cu croșeta să fac. Și uitați așa. Și punem. Bine, la fel de bine puteau fi lăsate ochiurile și nu închise, puse pe ață și acum făcute direct. Agățat doar de aici, de la sub braț. Și asta e o idee. Dar eu am încheiat pentru că eu vreau să fac o croșeta. Bun. Asta cu Andreea. Pentru cine vrea să facă cu Andreea și cine a încheiat la fel ca și mine. Da, v-am zis, era, dacă, ochiurile astea, dacă erau lăsate pe o ață, acum erau trecute pe andrele, de aici recuperam 6-7 ochiuri, depinde, 6 am pus, 6 recuperam de aici, îi luam așa cum v-am arătat și puteam lucra în continuare. Dar eu am făcut croșeta și cu croșeta vreau să fac și de data aceasta și pornesc de la sub braț de aici și o să pornesc din partea de jos de la bază. În partea cealaltă am avut în total 44 de piciorușe scurte, cu piciorușe scurte dus întors o să lucrez. 44 de piciorușe trebuie să-mi iasă și aici. Deci am 1. Aici vedeți că e, se trage. Deci firul să mi-l trag pe dos. Așa. Și o să în fiecare. Da? Așa că e partea potrivită, e partea potrivită. Uitați așa. Deci în fiecare, dar prins câte două fire, da? 5, 6, e un număr pentru că trebuie să-mi iasă 44, la fel ca și pe partea cealaltă, da? Voi înumărați la prima mânecă și câte piciorușe v-au ieșit la prima mânecă, atâtea trebuie să vă iasă și la mâneca cealaltă, ca să poată să iasă. Și mergem până la capătul rândului, unde unim cu piciorușul alunecat. Și apoi ne întoarcem, că o să fac dus întors, pentru că vreau bentița aceasta să-mi iasă ca pe laterale, ca aici. Pentru că și aici eu o să pun nasturi, nu pun fermoar.
normal că mă duc dus întors cu croșeta și vreau să aibă exact aceeași, același aspect și la mânecă. Deci mergem cu piciorușe scurte în fiecare până ajungem aici și unim cu piciorușul alunecat, înumărând ochiurile. Deci este important să numărăm. Da? Uite că eu am uitat numărul deja. Deci am pornit de aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14 și așa ne ducem până aici. Eu trebuie să ajung la 44, că așa am ajuns și la mâneca cealaltă. Continuăm. Și am numărat până la pasul 84. Acum unim cu piciorușul alunecat, exact de aici de unde am pornit, cu ochii de lanț și întoarcem. Și numărăm 44. Deci avem 1, ăsta e al doilea, cu ochiul de lanț în loc de un picioruș. 2, 3, 4, 5, 6, până ajungem aici și unim cu piciorușul alunecat și apoi iarăși ne întoarcem. Acum mi-au ieșit 44. Vedeți că am uitat să pomenesc, am făcut cu croșeta numărul 5. Andrelele au fost 4,5. Aici eu am lucrat cu croșeta numărul 5. N-am avut, aș vrea să lucrez tot cu 4,5, dar n-am găsit croșeta 4,5. Dar nu e foarte mare diferența de 4,5 și 5. Aici lucrăm piciorușe scurte în fiecare, pur și simplu, pe cele de rândul deasupra celor de pe rândul anterior. Nu mai trebuie numărat. Important e, deci mie mi-au ieșit 44. Acum voi depinde cât de înaltă v-ați făcut aici la mânecă. Poate să vă iasă mai mult dacă faceți pentru un adult, spre exemplu, sau mult mai puțin dacă faceți pentru un copilaș mai micuț. Important este câte piciorușe v-au ieșit la prima mânecă. Exact același număr de piciorușe trebuie să vă iasă și la cea de-a doua mânecă. Asta este important ca să poată să iasă frumos. Și continuăm. Eu am făcut 3 rânduri, deci ăsta e al doilea deja. Mai fac încă unul. Deci sunt suficiente la mânecă 3 rânduri din punctul meu de vedere. Pentru mine este suficient să fac doar cele 3. Deci mă duc până aici unde unesc piciorușul alunecat și mă mai întorc încă o dată. Și am terminat de făcut și la mâneca cealaltă. Important este să iasă, v-am spus, să aibă exact aceeași măsură. Este important dacă păstrați și aveți același număr de piciorușe, deci nu este niciun fel de problemă, să știți că se așează foarte bine pe umăr. Așa, acum, în față, se poate pune fermoar. Deci, se poate pune fermoar direct, fără niciun fel de bentiță croșetată sau tricotată, sau se poate face întâi o astfel de bentiță care are un pic de ținută. Aici, partea asta tricotată este mai moale. Asta, eu făcând o croșetată, este un pic mai țeapănă, are un pic de ținută, de rezistență și s-ar potrivi, adică fermoarul s-ar prinde și s-ar coase foarte ușor. Un fermoar detașabil, deci n-ar fi niciun fel de problemă. Dar eu vreau să fac un nasturi și... din nou, se poate pe lateral, ori agățat cu Andreaua și făcut punctul elastic, un ochi pe față, un ochi pe dos, sau cum am făcut eu cu croșeta. Și o să pornesc de sus, pentru că vreau să pun și o să trebuiască să facem butonierele pe partea aceasta. Da? Asta este dosul, de fapt, dar nu-i nimic. Deci pe partea asta o să pun butonierele. Croșeta. Deci am pornit exact de aici, de unde am firul. De aici o să am 50 de ochiuri. Este important și aspectul acesta. Deci o să fac piciorușe între rândurile evidențiate. În total, la sfârșitul acestui rând, eu trebuie să am 50 de ochiuri, la fel cum am avut și pe partea cealaltă. Cum am avut și aici. Partea asta eu am făcut-o deja. Am 4 rânduri dus întors. Și primul ochi l-am pornit exact aici, înainte de nod. Aici am făcut eu primul ochi.
agăți firul, le ascunde în lucru la sfârșit, nu e niciun fel de problemă, eu de aceea le las un pic mai lungi. Dacă nu le prind în lucru, uite, ăsta merge, nu ăsta pe care l-am pus, ăsta de la începutul lucrului merge prins în lucru. Iar ăsta de acum o să-l las și o să-l cos după aceea. Deci un ochi de lanț, de fapt o să-l las eu și ăsta ca să nu mă încurce, și între rândurile evidențiate facem picioruș scurt. Am două piciorușe, cu ochiul de lanț ține loc de un prim picioruș. O să vreau să fac o prima butonieră exact aici sus. Hai, mai fac un ochi. Nu, aici sus. Deci fac două ochiuri de lanț și sar două spații. Deci îl sar pe acesta și pe acesta. În al treilea fac picioruș scurt. Da? Deci am făcut o primă butonieră. Deci 1 între, deci între rândurile evidențiate. Deci am un picioruș făcut. 1, 2, 3, 4, 5, ia să văd, mai distanță încă un pic, 6, cred că e suficient pentru al doilea nasture, 6, deci am făcut 6 piciorușe, 2 ochiuri de lanț, sar 2 spații, 1, 2, în al treilea, din al treilea fac 6, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 ochiuri de lanț, sar un spațiu, 2 spații, în al treilea spațiu, 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 ochiuri de lanț, sar un spațiu, 2 spații, din al treilea aici fac 6 piciorușe scurte și deci mai fac încă o butonieră și gata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 ochiuri de lanț, un spațiu, 2 spații și gata. Până jos, deci sunt suficiente butonierele, ia să văd câte mi-au ieșit, 1, 2, 3, 4, 5 butoniere, sunt suficiente. De aici încolo, până la sfârșitul rândului, piciorușe scurte, dar fără să sărim niciun spațiu. Deci în spațiul dintre rândurile evidențiate. Rândurile care ies în relief. Deci între ele, între șirurile acestea. Băgăm. Și trebuie să-mi iasă 50 de ochiuri. În total, 50 de ochiuri, 50 de piciorușe. Ia să văd eu, chiar sunt curioasă dacă mi-a ieșit, deci am făcut două piciorușe până în, deci două, patru, nu, hai să fac altfel, deci 6 și cu 2, 8, deci am 1, 2, 3, 4, na, n-am făcut bine, deci am 1, 2, 3, 4, 6 ori 4, 24, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, uitați că mi-au ieșit exact 50. Deci 50 de ochiuri exact cum trebuia să și iasă. Puteam să mai fac pentru cine vrea să facă mai dese butonierele sau voia să mai facă până mai jos butonieră, nu-i niciun fel de problemă. Deci ceea ce vă arat eu nu iese decât orientativ. Și acum, ochi de lanț,
și ne întoarcem. Cu piciorușe scurte în fiecare. Să vă arăt cum facem în dreptul butonierelor. Pe rândurile celelalte două, doar cu piciorușe scurte. Uite așa cum s-a lăsat. E lejer unul dintre fire și se vede rău, că e păcat. E bine să nu ne grăbim, pentru ca lucrarea să iasă aspectuoasă, frumoasă. Mie chiar îmi place lucrarea asta cum a ieșit. Vestița cealaltă croșetată a fost un pic cam chinuită, pentru că e micuță și cum am încadrat eu acolo e destul de dificil. De asta am și vrut să o fac pe asta un picuț mai mare, dar la asta nu e niciun fel de problemă, se încadrează foarte ușor fiind cu raglan. Deci, piciorușe scurte în fiecare, până ajungem în dreptul butonierei, uitați-o aici. Așa, deci avem ochiul dinainte de butonieră, iar aici eu am făcut două ochiuri de lanț, acum facem două piciorușe scurte deasupra butonierei. Pentru că au fost două ochiuri de lanț. Și după aia, în continuare, piciorușe scurte. Așa, am făcut piciorușe scurte, am ajuns iarăși în dreptul următoarei butoniere. Uitați-o, am avut două ochiuri de lanț, facem două piciorușe scurte. Ducem în continuare și așa facem până la sfârșitul rândului. Și uitați, butonierele sunt deja evidente și arată și foarte bine, au ținută. Acum încă două rânduri, eu patru rânduri am făcut. V-am zis, este orientativ, voi puteți să faceți 4, 5, 6, 10 rânduri, depinde cât de lată vreți voi să faceți bentița aceasta. Continuăm. Dus întors. Și am terminat de făcut bentița, am cusut și nasturi. Uitați, ea... Butonierile arată foarte bine, e stânga peste dreapta pentru că e făcută pentru un băiețel, vestuța. I-am pus și un moț, un pompom, la... o să fac tutorial și la acest pompom. Am creat un dispozitiv, până la urmă n-am mai făcut pe mână, am vrut să-mi iasă, să-mi iasă perfect, să-mi iasă fain moțul. Așa. Și cam atât. Și cu asta am ascuns toate firele în lucru, se așează foarte, foarte bine, neașteptat de bine se așează vestuța. Dacă v-a plăcut și acest proiect, nu uitați să dați like, să dați share, lăsați un comentariu în descriere. Este important pentru mine să citesc comentariile voastre. Distribuiți și pe pagina personală, poate vreunul dintre prietenii voștri s-ar putea să-i placă un astfel de proiect și apoi s-ar putea să vă mulțumească. Să ne revedem pe data viitoare cu un nou proiect, cu o nouă idee. La revedere!